banii? Și ce ne facem acum? Rămânem în salina din Turda? Nici n-am apucat să intrăm bine în salină, că deja ne-am murdărit. Salutare! Familia Melemi te invită de această dată într-o nouă călătorie în salina din Turda! Intrăm în Turda, dar avem o coadă imensă și nu știm dacă reușim. Salina Turda poartă spre inima Transilvaniei. Aici se vede o parcare și mai este una acolo, iată și salina. 37 de locuri. Tichet. Și mergem la parcare. Wow, suveniruri. Am ajuns la salina Turda. Dar pentru început mergem să mâncăm langoș. Deci tu vrei cu brânză sau vrei cu cremuște? Cu brânză. Cu brânză. Matei, ai căzut jos? Da, nici n-am apucat. Langoș. Nici n-am apucat să intrăm bine în salină, că deja ne-am murdărit. Și haine de schimb nu avem. Ne descurcăm cu ce avem, da? Mergem așa. În schimb avem langoș. Sunt foarte gustoși. Chiar e gustos. Am mâncat-o foarte repede. Nu am nimic. Doar ție, Matei, îți place? Îți place? Și Mircea? Este foarte iute sosul ăsta. Îmi termin și eu langoșul ardelenesc și are usturoi, da, tati? Are. Eu nu am voie usturoi, tati știe, dar a uitat. Dar oricum este foarte și foarte gustos. Cine iubește langoș cu usturoi, scrieți în comentarii sau apasă pe like. Acolo mai aveau și langoș cu cremvușcă, cu magiun, cu dulceață. Wow. Cu ciocolată. Ție cu ce îți place? Sau cu brânză îți place? Sau cu cașcaval îți place? Să le scrii. Când ieșim, mâncăm dulce. Iar acum intrăm în cea mai spectaculoasă salină din lume. Haideți să vedem. Ne așteaptă o aventură adevărată. Wow, și este un tunel. Aceasta este intrarea în salină și deja se simte aerul rece. Se simte beciurile Cricova. Da, mirosul ca în beciurile din Cricova. Hai. Mergem! Cum e de... Am pus mâna pe perete! Wow, ce frumos aici este! Super! Vrei să punem mâna pe perete? Stai că vreau să ating și eu! Wow, și rece și umed! Am coborât 150 de trepte, iar acum mergem printr-un tunel, după cum vedeți și voi. Și totul este numai sare! Foarte frumos! Wow, ce mare este! Un cristal! Și acesta, uite că nu-i umed, este uscat și peretele la fel este uscat. Acolo pe trepte era umed peretele. Și ce avem aici? Hai să vedem. Hai să mergem la baza de tratament. Sala de tratament, program de lucru este până la ora 16. Și după cum vedeți, la fel este totul numai sare. Avem și o cameră pentru copii, ca unde e de joacă. Apropo, copiii nou-născuți și cei de la cu vârsta până la un an au voie să fie în salină maxim 60 de minute și doar cu acordul medicului. Așa că l-am luat și pe Ionuț. După ce am coborât 150 de trepte, am mers printr-un tunel, acum mergem cu liftul și mai jos. Scara bogaților! Wow, scara bogaților! Wow, ce scara, mami! Wow! Uite, este acoperită! Priviți aici, scara este din lemn și acoperită toată de sare! Nu știu de unde e sare! Nici eu nu știu! Opa! Și am coborât și aceste scări! Wow! Balconul Vinei Terezia! Hai să o vedem! Wow! Wow, wow, wow! Ia priviți! Elisa, Mircea, Matei! Super! Uite acolo barca, Matei! Acolo e barca, vezi? Wow! Iată și este liftul și va trebui să coborâm la mina Rudolf. Wow! Iată și liftul! Oare ce înălțime aici? Chiar e masiv! Atenție! Este alunecos, peste tot avem inscripții ca să fim atenți la picioare și ia priviți aici! Ce spectaculos este! Oamenii stau pe scaune
și inspiră aer cu sare. Maxim 7 persoane, noi încăpim. Suntem mulți. Wow! Minus 2! Aici avem doar 2 etaje, 0 și minus 1. Și mergem la minus 1. Wow! Ia priviți felinarele, lâmpile astea ce frumoase sunt. Wow, avem și amfiteatru, vedeți acolo? Tenis! Tenis! Da, tenis de masă! Wow! Foarte frumos! Uite, este și mai jos unde sunt bărcile, vedeți? Da! Bărcile meu! Bărcile tale! Ia priviți câtă lume așteaptă la lift să urce! Așa mai devine și la noi? Vom urca pe scări! Și eu credeam că nu mai e așa. Stă, nu trebuie stergi. Credeam că ține numai toată chestia asta. Da? Să urcăm acolo? Da! Hai să mergem. Chiar este spectaculos, Melissa. Da! Îmi place foarte mult. Încercăm și cu bărcuța să mergem? Da! Iar acum mergem la Arata Viziunii. Tati! E zici foarte că, frumos. Zici că e o cascadă. Zici, mamă, că ești într-o poveste. Dar uite, uite ce relief, ce desen a format această sare. Depunerile de sare? Da, și ei au tăiat, da? Uite ce forme frumoase, zigzag, valuri. Parcă... Așa era relieful. Eu mă simt parcă aș face inhalații. Cum le făceam copiilor, inhalații cu marimer, cu apă sărată, cu apă cu sare, exact și aici. Priviți acolo țurțuri de sare. Uitați-vă cum se depun în jos. Și uite ce de lungi sunt. Vezi, tati, acolo. Am avut altceva, mami, care ne așteaptă, mami. Am luat tichete la roata panoramică. Noi spunem roata viziunii, aici este roata panoramică. Iar sejurul, ca să fie mai plăcut, pentru copii este amenajat. Teren de golf. Mai încolo vedem un teren de joacă pentru copii. Biliard, după cum vedeți, joacă și adulții. Credeam că doar un nivel, da, tati zicea un nivel cu liftul, dar iar ia priviți cât de sus am fost. Câte etaje. Și alături de lift sunt scările. Și nu în zadar ziceam că este o coadă imensă la lift, pentru ca să urci aceste drepte necesită un pic de timp și efort. În roata panoramică. Hai. Ușurel, hai, oh, ce mare este, de 8 persoane, ok, noi ne încadrăm. Matei, cum e aici? Bine. Priviți, vom ajunge chiar acolo sus. Oh, tati, și vom vedea acele depuneri de țurțuri de sare. Așa este. Aproape. Doar că noi avem voie să ne ridicăm picioare. Da, pentru ca să nu debalansăm roata panoramică, luntrea asta noastră unde suntem noi acum. Eu știam că nu mă tem de înălțimi, dar când mă uitam aici în jos, de pe podul acela și acolo mai sus, mi-a revenit frica de înălțime. Și mai ales când ai văzut și plasa. Da. Matei e fascinat. Wow! Am oprit. Am oprit? Probabil. Este aici un nivel, să vedem amfiteatru, tati, de ce ai oprit. Uite, aici este un amfiteatru. Cineva mai urcă. A, urcă cineva? Nu știu. Rămânem blocați pentru 24 de ore în salină? Am rămas blocați în roata viziunii. Și ce ne facem acum? Rămânem în salina din Turda? Dar mie mi se pare că se mișcă. Iată și țurțurii de care spunea mami. Dar uite ce de lungi sunt. Au și, unii au și 2 metri lungime. Iar acum suntem la cel mai înalt punct de pe roata panoramică. Vai. Ionuț mi-a băgat mânuțele în gură, degetele, și este sărat. Ia să vedem. Chiar este sărat de la aerul de aici din salină. Ionuț, îmi vrei telefonul? Nu vrea telefonul, el vrea cu bărcuța. Și iată că ajungem jos. Da. Tura a fost foarte îngrozitoare pentru că la un moment dat s-a blocat, ne-am oprit pentru câteva secunde. Credeam că nu mai coborâm de aici. Parcă suntem într-o luntre. Hai! Că te-am ieșit! Mulțumim! Zi bună! Mulțumim la fel! Hai, Matias!
Iată așa, teren de joacă pentru copiii care vin la tratament aici în salină. Hai, urcăm. Ce vreau, tati, să ne urtesc! Hai, tati, treci și rotește, dă-mi telefonul. Este, dar pe Ionuță luați? Să știi că după lift Ionuța a vomitat. Da. Și a vomitat mult. Iar? Aici nu-l mai dăm. Aici este amenajată o sală cu mese de tenis. Și aici este un alt lift care coboară în jos. Spre bărcuțe. Așa. Iarăși minus 1 și 0. Matei, nu s-a fi alarmă. Matei, nu fă șoti. Nu. Apasă pe clopoțel. Și acum mai coborâm un nivel. Ați văzut ce înălțime era de la lift? Primul nivel de acolo de sus, acum coborâm spre bărcuțe, unde se vedea apa. Iată și Mina Terezia. Wow, apa se vede! Wow. Și apă sărată, în care nu te poți scunda. Și ce pod? Uite ce pod frumos! Hai, nu e gama, nu știu de ce! Ia, ascultați! Melimi! Matei, ai chemat liftul. Și spre ieșire! Elisa, încercăm pe scări să mergem? Da! Punem liftul. 13 etaje de ridicat! Hai să încercăm! Hai! Să vedem cine va fi primul, noi sau mami? Da! Mami! Mami! Și mai avem încă un pic, încă vreo 11 etaje! Oare la ce etaj suntem? 1880! Ce e asta? Nu înțeleg! Nici eu! Cred că în acel an s-a făcut doar chestia asta! Elisa, eu m-am săturat, mă duc jos înapoi la lift! Du-te! M-ai crezut? Iar acum suntem la înălțimea celui mai înalt punct de pe roata viziunii! Mami! Matei! Elisa, dar privește, pe lângă lift mai era încă o scară. Puteam să urcăm pe acolo. Ce te râzi? Aceea este pentru lucrători, dacă se defectează liftul. Corect! Și mai sunt scări și în partea aceea. Mami este jos, dar nu ne aude. Mami! Nu ne aude, mami! Nu, cred că suntem prea sus! Și mai facem o mică excursie până mami se ridică. Mami este încă jos, așteaptă liftul, acum mami urcă! Deja acolo este stinsă lumina și este întuneric. Va fi și aici acuși întuneric. În câteva minute se va stinge lumina, pentru că... Se închide! Se închide! Podul pe care nu-l vedeam din roata viziunii. Țurțiri! Ei, sunt țurțuri mici! Matei! Matei deja a ajuns sus! Să mergem la el! Bubulița, bubulița! Ce-i, Mirisa? Sunt depuneri de sare, da? Da! Dar tu vreodată ai fost într-o salină! Și unde anume? V-am prins! Opa! Jucăți-vă-ți prin salină, da, tati? Dar noi strigam! Mami Matei, mami Matei, dar voi noi nu ne-ați auzit în Constanța pe un pod care era de suprabării de vreo 2 metri maxim. Se temea, dar aici că suntem la sute de metri înălțimea podului, nu se teme. Nu se teme. Dacă vrei să vezi cum familia Melimi se plimbă cu barca în salinele din Turda, apasă pe like și vei vedea și partea a doua din acest complex. Wow, câtă sare! Mă tot tenta să gust dacă într-adevăr se sărat. M-am rezistat și de pe pod că e mai curat pare. Mai curat pare. Am gustat și e sărat. Foarte sărat. Și uite de aici picură apă. Unde sunt goluri, mai picură așa. Așa. Este foarte sărat. Tu ai gustat sarea de aici? Da. De unde ai gustat? Tati mi-a dat. Și cum e? Sărată. Sărată. Nu merge, îi place sarea. Ia, Matei!
E sărată? Sărată, tati, ai dat prea mult. Cine dintre voi iubește sarea? Să ne scrieți în comentarii. Hai, dar noi am plecat la ieșire. Câtă sare aici? Hai. E foarte frumos aici. Ar fi bine să fie. Până a intrat în salină, o fetiță era afară care deja a făcut turul salinei din tur, da? Și ne-a spus că nu este chiar frig. Și mi-a sugerat să nu-mi iau o geacă deasupra panoramului. Și bine am făcut că am ascultat-o. Îți mulțumesc din suflet dacă privești acest vlog. Îți transmite un salute. Matei inițial a avut căciuliță după care i-am scos-o. Pentru că e foarte confortabil. Alexia. Alexia, salut Alexia. Melissa și-a amintit. Iar eu, Mircea și Melissa, mame, suntem transpirați că am urcat pe scările de lemn. Am ocolit liftul. Și 15 dar, etaje, da? Da, dar a fost ok, a fost foarte simplu. Așa aici? Da! Dacă erau în cele, urca și pe cele. Dacă ar fi o sau 13, mai indicat 13 etaje. Tati tot spunea că... Eu nu se simt încă mic și de aceea am limitat timpul nostru de ședere în salina din Turda, dar vom reveni cu mare drag aici în zilele care urmează. Ca să continuăm cu partea a doua. Cei mari pot sta mai mult de 2 ore în salină. Wow, omoară! Super, ia uitați-vă șinile. Foarte vechi. Este reprezentat aici pe aceste panouri. Aflăm un pic și din istoria salinei. Dacă privim atent, sunt mai multe mine în care accesul este interzis. Matei urcă scările singurie. Bravo, Matei! Mai ce frumos este aici! Cel mai curajos, dar uite ce lumini! Poze din salină. Wow, ce aici? 1157! Nu știu cum ați urcat voi 15 etaje, dar 150 de scări au fost neodobărât. Matei mai bine, mami mai greu. Ca de obicei, familia mele mi închide orice instituție, orice... magazin, mall și locație unde plecăm noi. Și gata, am închis și salina din Turda. Pa, pa, salina din Turda. Revenim în scurt timp la tine. Ce, tati, te-ai pornit acasă? Am uitat că este cu plată parcarea. Ne întoarcem apoi. Să achităm. Să achităm. Ca să putem ieși de aici. Și cu greu mi-am amintit unde am pus tichetul. Gata! Am achitat. Acum putem pleca.